Este raiul mâncărurilor și al obiectelor tradiționale românești pe splanada din Slatina timp de 3 zile. Comercianți de tot felul îi atrag pe clienți cu fel și fel de bunătăți și oferte irezistibile. Avem frigăruie de pui, frigăruie de porc, ceafă de porc, piept de pui, pastramă de oaie, cârnăciori de oaie. Vin clienții? Da, mulțumesc Dumnezeu, foarte bine. Cumpărătorii au fost și ei pe măsura așteptărilor comercianților. Mici. Dă-mi un gogoșar. Pentru asta ați venit? Să mâncați mici? Da. Frumos festivalul, dar prețurile lasă de dorit. Am luat un mic, o berică. Îmi place, e foarte frumos. Ne place. Vreți olteancă? Da, da, da. Ați luat pașaport? N-am luat, n-am trecut pe acolo. Care interesa să cumpărați? De toate. Despre festival, vă place? Foarte mult. Ați venit și n-ai trecut? Da. Ați luat pașaport de oltean? Nu. O să iau. Și dulciurile de casă sunt la mare căutare. Cumpără, că sunt învățați cu produsele care le avem. An de an. Aici. An de an, cum să nu. An de an venim aici. Ce le recomandați? Ciocolata de casă, tradițională, turta dulce, la fel, baclavaua. Printre comercianți l-am întâlnit și pe opincarul Alexandru Ilinca. De mai bine de 6 ani participă la festivalul Oltenii și Restul Lumii. Cam aici o opincă, are 140 de ani, uitați. Așa, am alta din tablă, care ei n-au văzut decât în poveștile lui Sfirescu, mai știu despre opințile astea de fier. Ia uitați! Ăsta l-am probat. V-ar plăcea așa ceva? Să... Da, sunt drăguțe. Să luați? Mă mai gândesc. Vreau să cumpăr, să vedem, mă uitam. Cât costă? Eu am o vârstă și îmi place cum arată, când făcea bunicul. Da, arată bine. Mă uitam dacă e piele, cred că e piele de porc. De la un târg tradițional nu puteau lipsi obiectele de ceramică. Ion Puețu din Vâlcea a adus la vânzare vase din lut, care sunt încă la mare căutare atât în țară cât și în străinătate. Este foarte greu de realizat prin mărimea lui, datorită mărimii lui. Sunt căutate aceste obiecte? Mai sunt căutate? Foarte mult, foarte. Atât în țară cât și în străinătate. Eu am reprezentat România aproape în toate țările europene. Târgul de pe splanada din Slatina se va încheia duminică seară.